Uitați-vă la această țeavă de apă, hai un pic mai aproape. Asta este o țeavă prin care a curs apă până recent într-o școală timișoreană, apă care a ajuns la robinetul copiilor și am găsit această țeavă pentru că am făcut niște lucrări de reparații în instalația de apă la această școală. Și aceste lucrări, de fapt, fac parte dintr-o nouă strategie a noastră. Anul trecut, pentru prima oară, am încheiat un nou contract de reparații în valoare de 2 milioane de euro cu o firmă specializată. Înainte, aceste lucrări se făceau la un buget mult mai mic, cu Polterm, cu firma de termoficare. Și cu această firmă acum ajungem în aproape toate școlile Timișoarei să zugrăvim, să refacem săl de clase, să schimbăm țevi de apă și de termoficare. Pentru că credem foarte mult că doar cu condiții bune, de calitate, demne pentru copiii Timișoarei, putem să-i pregătim de viitor și toți copiii Timișoarei, indiferent la ce școală învață, fie într-un cartier, fie la un liceu de elită, toți copiii merită aceste condiții bune. Investim în educație.